Să fiți binecuvântați la o nouă emisiune Creștin la timpul prezent. Tema de astăzi este despre viața cu Duhul Sfânt. Vom citi un singur verset, Galateni 5:25. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Suntem chemați la umblarea prin Duhul, trăirea prin Duhul, deci viața cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o persoană divină. Noi credem în Sfânta Treime, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Un singur Dumnezeu manifestat în trei persoane divine. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt pe acest pământ să fie în biserică și alături de biserică. Cum este această viață cu Duhul Sfânt? Pentru mine viața cu Duhul Sfânt este cel mai înălțător lucru. Nu cred că am mai trăit așa ceva vreodată, să cunosc pe cineva cum este Duhul Sfânt, să comunic cu cineva cum este Duhul Sfânt, să ascult de cineva care este Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este însuși Dumnezeu. Pentru mine a trăi cu Dumnezeu sau a trăi cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu înseamnă a mă supune Lui și a asculta de El. Și bineînțeles, asta începe în momentul în care mi-am pus credința în Dumnezeu, mi-am pus credința în iertarea, în Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor mele și pentru viața veșnică, în momentul în care m-am încrezut în El în ceea ce privește mântuirea mea. Se statornicește în fiecare zi în momentul în care mă apropiu de Dumnezeu prin cuvântul Lui și se adâncește relația asta cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ori de câte ori eu ascult într-un anumit lucru pe care mi-l cere să-l fac. Ori de câte ori nu ascult de el, el se simte întristat, știu asta din cuvântul lui Dumnezeu și îmi dau seama asta și în viața mea, și ca să reînod acea relație cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să-mi cer iertare, să mă pocăiesc, cum spunem noi, și să renunț la acel lucru greșit. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este comparat cu un porumbel. El nu face gălăgie, el nu face tam-tam mare pentru orice lucru care nu-i bun în viața mea. El încet, încet se depărtează. De aceea este un prieten atât de... un prieten și un stăpân în același timp, atât de gingaș, încât niciodată nu o să te îmbruscheze. Dar tocmai de aceea trebuie ca prietenia și relația cu el să fie ceva scump și drag și prețios inimii noastre. Pentru mine, relația cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel mai mare lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Trăirea cu Duhul Sfânt este ceva supranatural și totuși atât de natural ca și trăirea cu cineva din familie. Supranatural pentru că este a treia persoană din Sfânta Treime și l-am primit odată cu credința în Domnul Iisus Hristos. Iar natural pentru că este ceva de zi cu zi. Ca și ascultarea de cineva pe care îl prețuiești, îl iubești și vrei să-i fii pe plac și să-i aduci bucurie. Viața cu Duhul Sfânt este acea experiență pe care o ai ca și elev în fața unui profesor. Se spune că atunci când mergi într-o țară străină, realmente te simți stânjenit sau chiar te poți pierde datorită faptului că nu cunoști limba țării respective. Dar când vei cunoaște limba țării respective, cu totul lucrurile se vor schimba. Așa este și din punct de vedere spiritual. Atunci când vrei să experimentezi viața spirituală, trebuie să înveți limbajul acestei vieți spirituale. Și cel care este profesorul care poate să ne învețe pe fiecare dintre noi acest limbaj al cerului, limbajul spiritual, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci când viața noastră va fi călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vom avea pace în inimă, vom avea bucurie, vom avea mereu și mereu satisfacții și împliniri,
E adevărat, câteodată Dumnezeu va îngădui să mai treacă prin viața noastră și anumite încercări sau eșecuri, dar peste toate acestea însă vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care vrea să lucreze în noi caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce vreau să spun e că noi fiecare ar trebui să ne lăsăm călăuziți și învățați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, atunci viața va fi una împlinită și una plină de binecuvântările lui Dumnezeu. Și o să mă opresc la câteva aspecte ale vieții cu Duhul Sfânt. Întâi enumăr aceste aspecte și apoi le vom dezbate. Viața cu Duhul Sfânt este o viață în care Duhul Sfânt știe drumul. Duhul Sfânt este și Duhul Bun. Duhul Bun al lui Dumnezeu. Duhul Bun ne duce pe un drum bun. Duhurile rele ne duc pe drumuri rele. Este o criză a drumului pentru societatea de astăzi, este o criză a drumului chiar pentru bisericile de astăzi, este o criză a drumului pentru oamenii de astăzi. Duhul Sfânt, Duhul cel Bun, ne duce pe drumul bun. Duhurile rele ne duc pe drumuri rele. Al doilea aspect. Viața cu Duhul Sfânt este o viață în care Duhul Sfânt îți dă putere pentru drumul vieții tale. Nu e suficient să știi drumul bun. Trebuie să ai putere să mergi pe drumul cel bun. Duhul Sfânt îți dă putere pentru acest drum. Al treilea aspect. Viața cu Duhul Sfânt este o viață centrată pe Domnul Iisus. El este sensul vieții. Este foarte important să știm că viața cu Duhul Sfânt nu este centrată pe obiceiuri religioase. Viața cu Duhul Sfânt nu este centrată pe evenimente. Viața cu Duhul Sfânt este centrată pe o persoană. Și Duhul Sfânt glorifică pe Domnul Iisus. Domnul Iisus este sensul vieții cu Duhul Sfânt. Al patrulea aspect. Viața cu Duhul Sfânt este o viață de rodire și slujire. Dacă noi umblăm cu Duhul Sfânt, dacă noi trăim cu Duhul Sfânt, cum este îndemnul din Galateni 5:25, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Trăirea prin Duhul, umblarea prin Duhul, duce la o viață de rodire și slujire. Suntem chemați să fim creștini, rodnici și slujitori. Al cincilea aspect a vieții cu Duhul Sfânt. Viața cu Duhul Sfânt este o viață la maxim. Mulți nu-și ating nici măcar jumătate din potențialul spiritual, din potențialul general vieții lor. Pentru că nu umblă cu Duhul Sfânt. Viața cu Duhul Sfânt te duce să ai o viață la maxim. Și al șaselea aspect și ultimul la care ne oprim astăzi, în această emisiune, viața cu Duhul Sfânt este o viață pe care nu o vei regreta niciodată. Sunt multe regrete adunate, unii au capital imens de regrete, însă viața cu Duhul Sfânt nu aduce regrete. Să luăm fiecare aspect pe care vrem să-l urmărim referitor la viața cu Duhul Sfânt. Viața cu Duhul Sfânt este o viață în care Duhul Sfânt știe drumul. Dacă ne uităm în Fapte, capitolul 8, de la versetul 26 la 39, vedem relatarea despre Filip. În versetul 29, Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip, cu logica lui omenească, nu ar fi elaborat un scenariu niciodată să ajungă acel car în care era demnitarul, care mai târziu s-a întors la Domnul Iisus și a fost botezat. Dar Duhul a cunoscut drumul, drumul potrivit, drumul rodirii. Duhul Sfânt a știut drumul. De aceea Duhul, așa apare în versetul 29 din fapt 8, Duhul a zis lui Filip, deci nu a fost din logica lui, nu a fost din strategia lui, nu a fost din planificarea lui. Duhul a zis lui Filip, du-te, ajunge carul acesta. Era drumul cel bun. Iar în fapt, în capitolul 10, de la versetul 19 până la 20, vedem Duhul cum îi spune lui Petru. Duhul i-a zis lui Petru, iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire căci eu i-am trimis. Petru ar fi șovăit să meargă pe acel drum.
dar Duhul îl îndeamnă pe Petru să meargă pe acel drum. Era drumul care a deschis o ușă ca și alții să audă Evanghelia. Duhul Sfânt știe drumul. Viața cu Duhul Sfânt este o viață în care Duhul Sfânt știe drumul. Creștin la timpul prezent este acel creștin care trăiește cu Duhul Sfânt, care știe drumul. Uneori, toată cunoștința noastră, toată experiența noastră, nu că n-ar fi bună cunoașterea sau experiența, dar sunt insuficiente pentru a găsi cel mai bun drum. Dar Duhul Sfânt știe drumul. Viața cu Duhul Sfânt este o viață în care știm și noi acest drum, pentru că ascultăm de Duhul Sfânt. Al doilea aspect, vrem să ne centrăm referitor la viața cu Duhul Sfânt. Viața cu Duhul Sfânt este o viață în care Duhul Sfânt îți dă puterea pentru drumul vieții tale. Poți să știi drumul, dar să nu ai putere pentru acel drum. Duhul Sfânt ne dă putere pentru acel drum. Spune așa în Fapte 1:8. Voi veți primi o putere și veți fi martori. Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Duhul Sfânt ne dă putere. Viața cu Duhul Sfânt este o viață în care primim putere pentru drumul pe care trebuie să mergem. Cei care au viață cu Duhul Sfânt au o soluție la criza drumului. Cei care au o viață cu Duhul Sfânt au o soluție la criza puterii. Duhul Sfânt știe drumul și Duhul Sfânt îi călăuzește. Duhul Sfânt le dă putere, pentru că prin Duhul Sfânt primim o putere. Ucenicii au primit o putere când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Și în Fapte 10:38 citim în felul următor. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Duhul Sfânt și putere. În Sfânta Scriptură vedem că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne îmbracă cu putere. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acea persoană prin care primim putere. Să mergem la alt aspect al vieții cu Duhul Sfânt. Am vorbit despre acest aspect, că Duhul Sfânt știe drumul, Duhul Sfânt ne dă putere pentru drumul pe care trebuie să mergem. Dar să continuăm. Viața cu Duhul Sfânt, al treilea aspect, este o viață centrată pe Domnul Iisus. El este sensul vieții. De ce să mergi pe acel drum? De ce să fii îmbrăcat cu putere pentru acel drum? Care este sensul vieții? Domnul Iisus Hristos este sensul vieții. Apostolul Pavel spune în Epistola către Filipeni, căci pentru mine a trăi este Hristos. Hristos era sensul vieții apostolului Pavel. Pe acest drum pe care trebuie să mergem avem o motivație de bază, Hristos. Pe acest drum al vieții pe care trebuie să mergem avem un sens în viață, Hristos. Duhul Sfânt ne centrează pe Hristos. Poate te-ai centrat pe evenimente, pe lucruri religioase, te-ai centrat pe alte lucruri. Trebuie o recentrare a vieții. Duhul Sfânt ne recentrează viața. Și nu ne recentrează viața pe omul trecător, nu ne recentrează viața pe proiecte și pe evenimente. Duhul Sfânt, în primul rând, ne recentrează viața pe o persoană, pe Domnul Iisus Hristos. Acest lucru este lucrarea Duhului Sfânt. Ioan, capitolul 16, versetul 14, spune: El, adică Duhul Sfânt, mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ce va face Duhul Sfânt? Va glorifica pe Domnul Iisus. Duhul Sfânt, pe Domnul Iisus îl glorifică, îl înalță pe Domnul Iisus. O viață cu Duhul Sfânt este o viață în care Domnul Iisus este glorificat. O viață cu Duhul Sfânt este o viață în care Domnul Iisus este proslăvit. Viața ta este recentrată. Un creștin la timpul prezent este un creștin cu viața recentrată pe Domnul Iisus. Duhul cel rău te decentrează, te depărtează de Domnul Iisus. Poți să fii religios, dar să fii fără Domnul Iisus. Apocalipsa 22:17 spune: Și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino. Iar în 22:12 Apocalipsa spune așa: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Duhul și Mireasa zic vino. E vorba de Duhul Sfânt. Mireasa
biserica celor răscumpărați prin sângele mielului, este mireasă. Ei zic vino, e vorba de dorul după Iisus. Și cine aude acest strigăt, acest duet al strigătului între Duh Sfânt și mireasă, să zică și ei vino. Foarte mult înseamnă pentru noi o recentrare a vieții pe Domnul Iisus Hristos. Duhul și mireasa strigă după Iisus, după revenirea lui Iisus. Un om care are o viață cu Duhul Sfânt, o viață recentrată pe Domnul Iisus, așteaptă pe Domnul Iisus. Și această așteptare a Domnului Iisus poate influența și pe alții, ca și alții să zică, vino! Hristos promite că vine curând și răsplata este cu El ca să dea fiecăruia după fapta Lui. Noi credem în această răsplătire a Lui Hristos. Credem că Iisus Hristos evaluează viața noastră și va răsplăti fiecăruia dintre noi. Avem nevoie să nu mai amânăm recentrarea vieții pe Domnul Iisus. Că dacă ne recentrăm viața pe Domnul Iisus, nu ne-o pierdem. Dacă viața noastră nu e centrată pe Domnul Iisus, așa cum vrea Duhul Sfânt, noi ne risipim viața. Suntem creștini cu viața risipită. Pe alte lucruri importante sunt mai puțin importante, dar cel mai important lucru este să fie viața noastră recentrată pe Domnul Iisus. Un alt aspect. Al patrulea aspect al vieții cu Duhul Sfânt. Ne oprim doar la câteva aspecte pentru a creiona frumusețea vieții cu Duhul Sfânt. Viața cu Duhul Sfânt este o viață de rodire și slujire. În Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23, vedem roada Duhului Sfânt sau rodul Duhului Sfânt, fructul Duhului Sfânt. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Viața cu Duhul Sfânt este o viață în care rodești roada Duhului, fructul Spiritului. Roada este la singular, este un tot unitar și are aceste 9 trăsături. Și prima este dragostea. De aceea viața cu Duhul Sfânt este o viață în care rodești iubire. În primul rând, iubești pe Dumnezeu. Îți iubești frații de credință apoi și iubești oamenii, îți iubești semenii, iubești creația lui Dumnezeu. A doua trăsătură roadei Duhului Sfânt este bucuria. O viață cu Duhul Sfânt este o viață în care ai o bucurie continuă, pentru că spune Scriptura, bucurați-vă totdeauna, iară zic în Domnul, bucurați-vă. Viața cu Duhul Sfânt este o viață de pace. Hristos a zis, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu mi se tulbure inima. Nimic nu se asemănă cu pacea dată prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Viața cu Duhul Sfânt este o viață în care rodești îndelungă răbdare, într-o lume a instantului, într-o lume în care nu mai acceptă suferința, nu mai acceptă munca pentru a vedea efortul încununat cu roadă. Ne suntem chemați la îndelungă răbdare. Viața cu Duhul Sfânt este o viață de bunătate. Într-o lume a răutății, în care răutatea este apreciată chiar, este promovată, noi trebuie să fim conștienți că bunătatea este un aspect, un climat care îl face Duhul Sfânt în viața noastră, o dovadă a lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, facere de bine, credincioșia, blândețea. Roada Duhului Sfânt se manifestă și în blândețe. Atunci când ai viață cu Duhul Sfânt, trebuie să se vadă blândețea. Blândețea este această stăpânire de sine, stăpânirea instinctelor, stăpânirea vorbelor și, de ce nu, stăpânirea gândurilor. Blândețea nu trebuie să se vadă doar în fapte, blândețea nu trebuie să se vadă doar în vorbe, blândețea trebuie să se vadă și în lumea gândurilor. Unii sunt sălbatici în gândirea lor și încearcă, ca și farisei, să se arate blânzi în vorbire și blânzi în fapte. Suntem chemați să lăsăm Duhul Sfânt să rodească noi blândețea. Înfrânarea poftelor este un lucru în contradicție cu linia societății de astăzi,
care merge nu pe înfrânarea poftelor, ci pe dezlănțuirea poftelor. O viață cu Duhul Sfânt nu acceptă dezlănțuirea poftelor. O viață cu Duhul Sfânt merge pe înfrânarea poftelor. Nu doar ideea de roadă, vrem să o subliniem, ci și ideea de slujire. În 1 Corinteni, capitolul 12, la versetul 7 la 11, vedem darurile Duhului. Iar în versetul 7 ni se spune: și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Deci o viață cu Duhul Sfânt este o viață în care pui accentul pe o slujire din care nu lipsește darul, nu lipsesc darurile Duhului. Fiecare se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Deci nu este o viață egoistă. Viața cu Duhul Sfânt este o viață spre folosul altora. Darurile Duhului Sfânt te ajută să fii spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul Sfânt să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecare în parte cum voiește. Vedem această suveranitate a Duhului în diversitatea darurilor spirituale. Și un ultim aspect la care vreau să mă opresc, referitor la darurile Duhului, că aceste daruri sunt valabile și astăzi. Darurile Duhului Sfânt nu au încetat. Viața de rodire și slujire continuă și astăzi, prin roada Duhului Sfânt, prin darurile Duhului Sfânt, printr-o inimă gata de slujire. Al cincilea aspect, viața cu Duhul Sfânt este o viață la maxim. Spune așa în Ioan 10:10, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Hristos nu vrea o viață mediocră pentru noi. Duhul Sfânt merge pe linia lui Hristos. Duhul Sfânt ne aduce aminte de cuvintele lui Hristos. Duhul Sfânt luminează cuvintele lui Hristos. Duhul Sfânt vrea să avem o viață din belșug, o viață la maxim. Ioan 14:26 ne spune: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Deci, inclusiv, Duhul Sfânt ne aduce aminte de această vorba lui Hristos. Iisus a venit ca oile să aibă viață și să aibă viață din belșug, o viață la maxim. Duhul cel rău vrea să ai o viață ruinată, Duhul cel rău vrea să ai o viață dezordonată, Duhul cel rău vrea să ai o viață de neîmpliniri. Dar Duhul cel bun al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, dorește exact ceea ce dorește Hristos, să ai o viață la maxim, să ai o viață din belșug. Al șaselea aspect, vieții cu Duhul Sfânt. Viața cu Duhul Sfânt este o viață pe care nu o vei regreta niciodată. Primele 14 versete din Romani, capitolul 8, se vorbește despre lucrarea Duhului. În Romani 8:6 se spune despre viață și pace. De ce este importantă lucrarea Duhului? De ce Pavel pune așa accent în epistola către Romani pe lucrarea Duhului? Pentru că doar printr-o viață cu Duhul Sfânt, creștinul trăiește așa cum vrea Domnul să trăiască. Versetul 2 din Romani 8. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Versetul 4. Pentru că porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deci viața cu Duhul Sfânt este o viață în care trăiești după îndemnurile Duhului. Și trebuie să asculți de îndemnurile Duhului. Versetul 5, Romani 8. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și șasele, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.
aduce ascultarea aceasta de Duhul Sfânt, viața cu Duhul Sfânt, umblarea după lucrurile Duhului, aduce viață și pace. Viața și pacea sunt un efect al acestei vieți cu Duhul Sfânt, a umblării cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Romani 5:5 vedem cum este turnată dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care Dumnezeu ne l-a dăruit, aduce dragostea. Contează foarte mult să știm că viața cu Duhul Sfânt are importanță extraordinară. Viața cu Duhul Sfânt aduce în viețile noastre Duhul Dragostei. Un soldat se reîntorcea acasă din războiul din Vietnam. Este o întâmplare care trebuie să ne arate ce mult contează să ai o viață cu Duhul Sfânt în care se manifeste Duhul Dragostei. Soldatul venea din războiul din Vietnam și a sunat părinții din San Francisco și a zis: tată, mamă, îmi permiteți să aduc acasă un coleg de-al meu de armată care săracu e handicapat, să stea la noi? Mama și tata i-au zis: noi nu avem nevoie de handicapați în familie. Și au închis telefonul. Fiul lor s-a sinucis. S-a aruncat de pe o clădire și a murit. La morga orașului, părinții au fost chemați, au descoperit că fiul lor avea doar o mână și un picior. De fapt, el era handicapatul. Faptul că părinții au zis că n-au nevoie de un handicapat în familie, el n-a mai venit acasă și s-a sinucis. Dumnezeu ne iubește necondiționat și ne primește în familia Lui, indiferent cum suntem. Viața cu Duhul Sfânt este o viață obligatorie pentru creștinul la timpul prezent. Să trăim o viață cu Duhul Sfânt. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.